O nouă secțiune din autostrada Transilvania urmează să fie dată în circulație anul acesta. Lucrările pe secțiunea de la Chețani la Câmpia Turzii se apropie de final. Începând din seara zilei de 21 decembrie 2023, după deschiderea acestei secțiuni, se va putea circula pe 113 km de autostradă, de la Câmpia Turzii până la Nădășelu. Noua secțiune de autostradă va contribui semnificativ inclusiv la fluidizarea circulației în municipiul Turda, din județul Cluj, prin scoaterea traficului greu din localitate. Prin a-i felicita pe cei de la Strabag, trebuiau să termine undeva în august 2024. Asta înseamnă cu 8-9 luni mai repede. Felicitări! Asta este un lucru care trebuie subliniat. Acest tronson în sfârșit acoperă bucata lipsă dintre Târgu Mureș și Cluj. E un lucru important pentru zonă și închei prin a spune că probabil joi seara se va da în circulație acest tronson.